Iarna și-a făcut simțită prezența încă de la începutul lunii decembrie în România. Valorile termice au scăzut considerabil, iar în zonele montane turiștii se pot bucura de un peisaj ca de bazm, cu nămeții de zăpadă. Meteorologii trag un semnal de alarmă cu privire la un val de aer tropical, ce va traversa țara noastră în următoarea perioadă. Ploaie, nori, frig, vânt sunt doar câteva dintre cuvintele ce descriu prognoza meteo a începutului lunii decembrie. Deși la munte și în zonele de nord ale țării ninge ca în povești, experții de la Agenția Națională de Meteorologie susțin că vremea se schimbă radical în următoarea perioadă. Mai precis, un val de aer tropical va traversa România, iar temperaturile vor crește alarmant pentru intervalul sezonier în care ne aflăm. Astfel, în weekendul 10-11 decembrie, temperaturile vor înregistra valori de până la 17 grade Celsius. Pe lângă asta, vremea rece rămâne cu ploi în cea mai mare parte a țării, cu ceață persistentă în primele ore ale zilei, cu ninsori pe crestele montane. În regiunile joase va fi vreme caldă, iar precipitațiile vor fi sub formă de lapovi. Vor cădea precipitații mixte și în Moldova, Oltenia și Muntenia. În Timișoara se va înregistra o temperatură de 8 grade, iar la Oradea și Baia Mare vor fi 7 grade, în Suceava vor fi 6, în timp ce la Iași valorile termice vor înregistra 8 grade. Va fi mai cald în partea de sud a Moldovei, la Galați, vor fi 10 grade Celsius, însă cel mai cald va fi în zona Dobrogei, unde meteorologii susțin că se vor înregistra 12 grade la Constanța. În București, temperatura maximă va ajunge la 9 grade în amiaza zilei de joi, 8 decembrie. Dimineața este puțin mai frig, termometrele arătând doar 4 grade la stațiile meteo, relatează Playtech.ro.